Again? To do the book about the men of God. Well, as we begin, la începutul acestei sesiuni, first of all, I want to thank and acknowledge Doina for her tremendous translation work all week. Mai întâi de toate, vreau să-i mulțumesc Doinei pentru traducerea de toată săptămâna. I have taught in many countries and used many translators. No, I want to. No, I will skip that. Well, you have an excellent translator. Da. She wants to skip this part. All right. Thank you. The Bible says, "Render honor where honor is due." Okay. I also want to introduce you to a new tool that's now available in Romania. De asemenea, vreau să vă prezint o nouă unealtă disponibilă în limba română. God has given men a very important role. Dumnezeu a dat bărbaților un rol foarte important. In our countries, in our churches, in our families. În țările noastre, în bisericile noastre, în familiile noastre. But most men don't know what it means. Dar majoritatea bărbaților nu știu ce înseamnă să fie acei bărbați pe care Dumnezeu îi dorește ca ei să fie. Cei mai mulți dintre noi nu am avut modele bune, nu am avut tați sau bunici care să fi fost astfel de modele. Și foarte adesea nu găsim modele și pilde bune printre colegii noștri de aceeași generație sau chiar în lumea noastră. Și din acest motiv a fost dezvoltat un studiu biblic. To teach men how to be a godly man. Ca să învețe pe bărbați cum să fie oameni al lui Dumnezeu. As a child of God. Ca și copii al lui Dumnezeu. As a husband. Ca și soț. As a father. Ca și tată. And as a man in the church. Și ca și membri în biserică. And this very day. Și chiar astăzi. Hot off the press. Chiar ieșit proaspăt din presă. Putem să vă prezentăm un nou studiu biblic pentru bărbați care se numește Omul lui Dumnezeu. Această unealtă a fost intenționată a fi o unealtă de ucenicizare. Se poate folosi ca studiu în biserică, la noi în casă, cu prietenii, pentru studiu biblic în grupe mici. To first of all show them how they can have a relationship with God. La începutul acestui studiu pot să vadă cum pot să aibă o relație cu Dumnezeu. How to grow in that relationship with God. Vor fi învățați cum să crească în această relație cu Dumnezeu. So that they can then be a godly husband. Pentru ca crescând în relația cu Dumnezeu să ajungă să fie un soț evlavios, un tată după voia lui Dumnezeu. And fulfill the role that God has for us in the church. Și să împlinească rolul pe care Dumnezeu îl are pentru noi ca bărbați în biserică. So this is available through Radu. Este disponibil acest manual de studiu prin fratele Radu. For 9 lei. Și am înțeles că prețul este de 9 lei. And we will have copies here if you would like to look at these. Și vor fi exemplare, cine dorește să se uite puțin. And if you would like to take these back to your churches, they will be available as of this afternoon. Și cine dorește să le ia și pentru biserică sau să vorbească cu fratele Radu pentru comande sau așa, am înțeles că după amiază vor veni mai multe ca să putem să le împărțim. Any other exhortation or comment on that, or okay. Can I say that I would? Deci spunea dacă mai sunt comentarii sau nu. Deci eu am avut bucuria să traduc cartea asta și la primul capitol, când vorbea despre relația cu Dumnezeu, i-am spus soțul meu, dacă nu eram pocăită, mă pocăiam acum. Și îmi doresc foarte mult să-i dau cartea asta fratelui meu, care nu este credincios, și îmi doresc foarte mult ca el și mulți alții să crească în cunoașterea lui Dumnezeu. Vă recomand cu toată căldura. I just said that if I were not a believer, I would have repented, and I would like to give it to my brother, and I believe that lots of people can be blessed through it. Good. Yeah. Okay. We have to finish at 5:30. Suntem obligați să încheiem la 5:30. Because we have a graduation that starts at 6. Pentru că la ora 6 începe festivitatea de absolvire. Which means we have 3 hours. Ceea ce înseamnă că avem la dispoziție 3 ore. To cover 3 centuries. Ca să acoperim 3 secole de istorie. So on your mark it said we're going to go. Pe locuri fiți gata. Start. Last night we finished by talking about the Reformation. Aseară am încheiat discuția despre reformă. That by the beginning of the 16th century, la începutul secolului al XVI-lea, there was a universal cry for reform. Am văzut împreună strigătul universal după reformă. That at a time of great need in the community, in the countries, am văzut cum într-o vreme cu nevoi extraordinare în comunități, în biserici, în țări, a fost de fapt o vreme de incompetență și corupție la nivel de biserică. And in this context, God used a man, Martin Luther. Dar în acest context întunecat, Dumnezeu s-a folosit de un om pe nume Martin Luther. To help us see clearly that the righteousness that makes us justified before God. Ca să ne facă să vedem foarte clar că acea neprihănire pe care o avem înaintea lui Dumnezeu is not our own. Nu este a noastră proprie, ci este numai a lui Hristos. Și prin acest călugăr german, prin această căutare a lui personală după Dumnezeu, ni s-au dat cei 5 stâlpi ai reformei într-un mod foarte clar. Numai Scriptura, Christ alone, numai Hristos, grace alone, numai harul, faith alone, numai credința, to the glory of God alone, și numai spre slava lui Dumnezeu. Still the foundation upon which we build our lives and our ministries. Cei 5 stâlpi au rămas în continuare temelia sau stâlpii pe care ne clădim viața de credință. And then we talked about Ulrich Zwingli in Switzerland. Apoi am vorbit despre Ulrich Zwingli din Elveția. And underneath him the birth of the Anabaptist movement. Și am văzut cum după mișcarea lui Zwingli s-a născut mișcarea anabaptistă. And John Calvin. Am vorbit despre John Calvin. And the birth of the reform tradition. Nașterea tradiției reformatoare. And then finally we ended in England. Și apoi am încheiat aseară în Anglia. L-am văzut pe regele Henry al VIII-lea, care a rupt relația cu Roma din motive politice. Am văzut că sub domnia fiului său Edward, toată Anglia s-a întors către religia protestantă. Sora lui vitregă, Mary, a încercat să întoarcă Anglia spre religia romano-catolică. Dar cealaltă soră vitregă, Elizabeth, a căutat un compromis și ea a fost cea care a format Biserica Angliei, protestantă în doctrină, dar romano-catolică în liturghie și în ceea ce prezenta. Și am spus că dacă veneai duminica la biserică, simțeai o atmosferă catolică. Dar dacă citeai statutul de credință, până la urmă îți dădeai seama că înveți religia protestantă. Și au existat persoane în Anglia care au zis, e compromis. Și noi trebuie să mergem mai departe cu reforma și să nu lăsăm acest compromis cu religia catolică. Ei au dorit să purifice biserica anglicană de toate aceste lucruri din biserica romano-catolică. Și acești oameni au rămas cunoscuți drept puritanii. De ce puritani? Pentru că ei doreau să purifice biserica Angliei de lucruri precum hainele lungi ale episcopilor, haine care păreau să comunice acea distincție dintre laici și clerici și lucru care făcea ca preoția tuturor credincioșilor să nu mai iasă în evidență atât de clar. Nu doreau ca semnul crucii să fie făcut când avea loc botezul. Și nu le plăceau nici ideea de inel de nuntă sau verighetă. Pentru că ei ziceau, dacă purtăm verighete de căsătorie, prin aceasta afirmăm și susținem că și căsătoria este un sacrament, cum susțineau romano-catolicii. Nu doreau ca oamenii să îngenuncheze ca să ia masa Domnului îngenunchiați. Pentru că ei ziceau, dacă noi îngenunchem, atunci laicii au o poziție mai joasă decât clericii care stau în picioare când dau cina. Și acești bărbați, mai întâi în interiorul bisericii anglicane și după aceea s-au rupt cu totul din sânul acestei biserici, au încercat să ducă reforma până la capătul ei. Și în acest proces de continuare a reformei s-au născut cei mai mari pastori și teologi și învățați din istoria creștinismului. Și mi-ar plăcea în după amiaza aceasta să vă prezint pe scurt doar trei din acești mari oameni. Cel mai mare teolog englez puritan a fost un om pe nume John Owen. El avea 11 copii și pe toți i-a îngropat, adică el a supraviețuit tuturor, împreună cu două soții. Deci toți au murit în timpul vieții lui. Asta ne arată că a avut o viață foarte dificilă. A fost capelanul lui Oliver Cromwell. A fost președintele Universității din Oxford. A fost pastor și un mare teolog al tradiției noastre. El este cunoscut în mod special pentru scrierile lui cu privire la subiectul despre păcat și ispită. Vreau să vă spun că nimeni din toată istoria bisericii nu a scris o lucrare atât de practică și atât de eficientă în problema și lupta cu păcatul și ispitele în viața noastră, așa cum a făcut-o John Owen. Și mă refer în special la o lucrare pe care a intitulat-o Mortificarea sau crucificarea, răstignirea păcatului. Și această carte este de fapt o serie de mesaje în calitate de capelan la Universitatea din Oxford. Îi învăța pe studenții de acolo cum să se lupte cu problema păcatului din viața lor. Și această carte despre omorârea păcatului se bazează pe Romani 8:13b. Și voi, sau voi, dar dacă voi prin Duhul faceți să moară faptele firii, atunci veți trăi. Și el desface acest verset 13b în 250 de pagini. Și în cartea lui, mai întâi de toate, ne înfricoșează cu privire la seriozitatea și gravitatea păcatului. Pentru că John Owen spune, dacă nu ți-e groază, dacă nu te apucă frica în fața păcatului, atunci nu vei rezolva cum trebuie acest păcat. Dacă tu tușești, ce faci? O ignori, tusea, când vine, da? Și zici, tușesc, n-are nimic, multă vreme. Dar dacă zice doctorul, ai cancer, ce faci? Fă ce trebuie, doctore, orice tratament, orice medicament, dar vreau să scap de cancer. Și Owen spune, păcatul e cancer. El zice, un singur păcat împotriva Dumnezeului cel Sfânt a fost atât de serios, atât de semnificativ, încât să ceară din partea lui Dumnezeu fie pedeapsa în iad, fie moartea pe calvar. Dumnezeu urăște păcatul. Și John Owen spune, tu omorând păcatul, sau dacă nu, păcatul te omoară pe tine. Ori îl omori tu, ori te va omorî el pe tine. Și el zice, fiecare păcat se luptă ca să-ți distrugă sufletul. Și el zice așa, fiecare privire cu poftă poate să devină adulter dacă îi se dă circumstanțele Fiecare moment de mânie din inimă ar putea deveni crimă dacă ni s-ar da ocazia. Și păcatul îți va distruge viața. Și familia, și lucrarea. Dacă nu ești nemilos și necruțător cu păcatul din inima ta. Și după aceea, în a doua parte a cărții, îți arată în mod practic cum să omori păcatul. Când păcătuiești, trebuie să mergi până la originea păcatului, la rădăcina sa. De exemplu, beția. Beția este un păcat. Dar nu trebuie să rezolvi numai problema alcoolului. De ce bea omul care se îmbată? Ca să scape de ceva? Ca să impresioneze pe cineva? Care e rădăcina sau cauza îmbătării cuiva? Și ne explică, așa trebuie să căutăm noi rădăcina tuturor păcatelor noastre. Nu simptomul, nu tusea, ci cauza care provoacă, cancerul care provoacă păcatul respectiv. Și apoi trebuie să examinezi cu atenție când anume a erupt acest păcat în viața mea, ca să rezolv problema. Am un prieten care se luptă foarte bine cu ispita, cu o singură excepție. Nu poate să se luptă bine atunci când se află în călătorie de servici. Și când este singur într-o cameră de hotel, îi este foarte greu să se mai lupte cu ispita. Și ce face prietenul meu? Îmi dă telefon din camera de hotel, ca eu să-l ajut alături, la capătul celălalt al telefonului, să fie puternic în noaptea respectivă. O femeie la noi în biserică, în Denton Bible Church, care a fost la seminarul Dallas și venind acasă de la școală, este o străduță unde se, cu un magazin unde se vând băuturi alcoolice sau băuturi tari. Și cel puțin o dată pe săptămână povestea cum era ispitită și apuca să oprească mașina, intra în magazin și cumpăra o tărie de acolo. Și a mărturisit acest obicei al ei păcătos pastorului nostru, pastorul Mel. Și Mel i-a spus femeii, iată ce o să facem. Când ajungi pe autostradă și te apropii de strada aceea, sună-mă pe telefonul celular. Și o să te țin de vorbă până când trece colțul, până când trece, da, până când treci de stradă. E un pastor bun, nu? Și așa trebuie să faci cu orice păcat din viață. Nu ce păcat am, ci când apare mânia, ci când se întâmplă lucrul respectiv. Pentru că John Owen a știut și puritanii au știut că păcatul distruge viața și nu îți poți permite să te joci cu păcatul. Și trebuie să fim nemiloși cu păcatul. Pentru că dacă nu suntem necruțători, el ne va distruge. Mai țineți minte ce a spus Dumnezeu lui Cain? Păcatul pândește ca un leu la ușă, caută să te distrugă. Dacă primești un text pe telefon, dacă primești un e-mail, da, dacă îți spune, ai grijă, un asasin a fost plătit ca să te omoare. Astăzi, când ai plecat de aici, ai face ceva diferit? Ai acționa altfel? Te-ai asigura că nu te întâlnești cu el? Dar Dumnezeu ne-a trimis mesajul. Ai grijă, păcatul pândește la ușă. Și ce face Satan? Ce zice Biblia? Răgnește ca un leu, caută pe cine să înghită. Noi am fost avertizați. Și puritanii ne ajută în această luptă cu păcatul. Un mare pastor, unul dintre cei mai mari pastori de biserică, a fost un om pe nume Richard Baxter, care a scris o carte frumoasă intitulată Pastorul Reformat. Eu personal cred că este cea mai valoroasă carte despre păstorire din tradiția protestantă. El trebuia să vorbească cu prezbiterii și ceilalți păstori, dar s-a îmbolnăvit. Și în timpul convalescenței sale, în timp ce stătea pe pat, a scris 300 de pagini, bazat pe un singur verset. Este vorba de versetul din Fapte 20. Actually, let's see. Verse 28. Acts 20:28. Yes. Este vorba de Fapte 20 cu 28. If I was your commencement address speaker tonight, dacă eu aș fi fost vorbitorul vostru din seara aceasta, I'd be tempted to preach on this verse. Aș fi fost foarte tentat să iau acest verset pentru absolvirea voastră. This is Paul speaking to the elders from Ephesus. Este vorba de Pavel care vorbește prezbiterilor din Efes. Be on guard. Și le zice: luați seama, dar for yourselves. La voi înși vă. In other words, you elders look out for one another. Cu alte cuvinte, voi prezbiteri trebuie să aveți grijă unii de alții. Are we growing in our love of God, our love of others? Trebuie să vegheați, creșteți în dragostea lui Dumnezeu, creșteți în dragostea unii pentru alții. Are we putting on the full armor of God? Vă îmbrăcați cu toată armătura lui Dumnezeu. Are we walking by the Spirit so we don't commit the deeds of the flesh? Umblăm noi ca prezbiteri prin Duhul ca să nu facem faptele firii. And we do this so that we can be on guard for all the flock. Și luăm seama la noi înșine ca să putem după aceea să luăm seama la turmă. Pentru că este slujba noastră ca prezbiteri, ca păstori, să păzim turma, să ocrotim turma, să o călăuzim, să o hrănim, să ne ducem după cei care s-au rătăcit și să avem grijă de cei care sunt bolnavi și să-i mângâiem pe cei care sunt înfricoșați și înspăimântați. Și priviți în acest verset cine ne-a chemat la slujba asta, peste care v-a pus Duhul Sfânt, episcopi. Dumnezeu, Duhul Sfânt, te-a chemat la slujba aceasta. Este o chemare înaltă. Este o chemare nobilă. Este o chemare divină. Și slujba noastră este să păstorim nu biserica noastră, ci a cui? A lui Dumnezeu. Este a Lui. Noi suntem doar ispravnici. Și uitați-vă cât de mult și-a iubit Dumnezeu turma. I-a iubit pe toți îndeajuns de mult încât să-i câștige cu însuși sângele Său. Dumnezeu Tatăl e biserica Lui. Dumnezeu Fiul a murit pentru biserică. Dumnezeu, Duhul Sfânt, te-a chemat pe tine să ai grijă de biserica Domnului. Și nu doar de cei plăcuți, de toată turma. Cei drăguți și amabili și cei critici. Cei maturi și cei care încă bârfesc. Cei care te ajută și cei care îți pun poveri pe umeri. Și Richard Baxter, în 300 de pagini, ne învață cum să păstorim turma lui Dumnezeu. Oameni și lucrări deosebite, deosebite. Și apoi mai am un exemplu din această perioadă care vine din America. Un om prin care eu în mare parte am înțeles Evanghelia. Un om pe nume Jonathan Edwards. Un om care a scris o carte care s-ar traduce Afecțiunile religioase. Și a zis: Dumnezeu ne-a dat un suflet. that not only takes in information, care nu numai că preia informații, but then responds to it. Either I'm attracted to it or I'm pulled away from it. Dar care și răspunde și spune, mă simt atras de acest lucru sau resping aceste lucruri. And the most important thing about us, și lucrul cel mai important despre noi, is what attracts us, este ceea ce ne atrage, and what it repels us, și ce ne respinge și ce ne face să ne îndepărtăm. It's our hearts, inimile noastre, which is what Augustine said, ceea ce a spus și Augustin, which is what Bernard said, și Bernard de Clairvaux de aseară a spus același lucru. Calvin a spus că inima e importantă, Pavel a spus la fel, Isus a zis, Dumnezeu a zis același lucru, că nu ne putem concentra numai pe ceea ce știm, nu putem să ne concentrăm numai pe ce facem și ce nu facem, ci totul se reduce la inimă și să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta contează cel mai mult. El a scris o carte, Jonathan Edwards, despre suveranitatea lui Dumnezeu și voința liberă a omului. Este cea mai folositoare cu privire la acest subiect dintre toate cărțile pe care le-am citit. Și iată ce a spus Jonathan Edwards. Voința este un mecanism de alegere. Este mecanismul prin care noi putem să alegem. Și voința noastră e liberă. Putem să alegem orice dorim. Our object of highest desire at the moment of choice. Și noi alegem obiectul pe care îl dorim cel mai mult în acel moment al alegerii. So if I have coffee, then I have water. De exemplu, dacă în fața mea stă un pahar de cafea și apă. I like both. Îmi plac amândouă, de fapt. Which one do I like more now? Dar care îmi place mai mult acum? The water. How do you know? De unde știți că îmi place apa mai mult acum? Because I chose it. Pentru că am ales acum apa. Ce iubești tu într-adevăr și ce dorești tu în inima ta într-adevăr? Privește alegerile pe care le-ai făcut toată ziua. Jonathan Edwards a spus că alegerile noastre sunt barometru care ne arată sentimentele, ce iubim, care ne este afecțiunea. Ce iubim mai mult în ziua respectivă, pe Dumnezeu sau păcatul? Dacă vrei să știi, privești alegerile pe care le-ai făcut. Și asta îți spune foarte clar și îmi spune și mie. Ce aleg? Să-mi slujesc soția sau să o fac pe ea să mă slujească pe mine? Mă uit ce alegeri am făcut atunci. Și iată cum se leagă această învățătură de voința liberă. El spune, fiecare persoană din lume poate, are libertatea să accepte sau să respingă pe Hristos și Evanghelia sa. Problema nu este că nu pot, ci că nu vor să le aleagă. Da? Problema nu este că oamenii nu pot să le aleagă pe Dumnezeu, ci că nu vor să le aleagă, ci vor să se slujească pe ei înșiși. Nu vor să se bucure de Hristos. Oamenii vor să se bucure de lume. Pentru că noi suntem căzuți în păcat și asta e natura noastră depravată. Dar, spune el, în momentul mântuirii, Duhul Sfânt deschide ochii inimii noastre. Așa cum i s-a întâmplat Lidiei în Fapte 16. Și în momentul acela îmi văd păcatul. Și îl văd pe Hristos în frumusețea Lui. Și în inima mea îmi doresc să-L am pe Hristos. Și îmi dăruiesc viața Lui. Și de atunci încolo, restul vieții mele nu este altceva decât să mă îndrăgostesc din ce în ce mai mult de Salvatorul meu. Și acești trei bărbați din istorie, cu cele trei lucrări deosebite, ne indică anumite pasiuni pe care puritanii le-au avut, pasiuni care ar trebui să se regăsească și în inima noastră. God is holy. Dumnezeu e sfânt. Sin is horrible. Păcatul e oribil. And we must be holy because he is holy. Și noi trebuie să fim sfinți pentru că și el este sfânt. And God loves his church. Și Dumnezeu își iubește biserica. And this is the context of our Christian life. Și acesta este contextul vieții noastre de credință. And the ministry of the high calling. Și lucrarea la care ați fost chemați este o chemare înaltă. Și atunci o tratăm cu seriozitate. Și la urma urmei, la sfârșitul zilei, nu spunem că avem o religie, ci o relație. Și nu e vorba de cât de mult știm. Nu e vorba nici măcar de ce facem, ci e vorba de cine iubim, pe cine iubim. Înainte să trecem în mod obligatoriu mai departe, necesar să trecem mai departe, dacă aveți întrebări despre puritani. Can we say that they're similar to the perfectionists or today? No. No. No, the perfectionist would say we can attain perfect holiness. Perfecționiștii spun altceva, ei zic noi putem să ajungem la sfințenia perfectă în viața aceasta. Puritanii totdeauna erau conștienți de faptul că această corupere a păcatului este în noi. Ei doreau, puritanii, să crească în sfințenie, dar sfințenia perfectă era doar într-un trup nou și așteptau lucrul acesta. But this might be a good opportunity. Dar poate că aceasta ar fi o oportunitate bună. To introduce you to the person. Să vă prezint o persoană. Who came up with the doctrine of perfection. Care a venit și a inventat această doctrină a perfecționismului. A man by the name of John Wesley. Este vorba de John Wesley. John Wesley was born. His mother was a Puritan. Mama lui John Wesley era puritană. His father was a pastor in the Church of England. Și tatăl lui John Wesley era pastor în biserica anglicană. They had 18 children. Împreună au avut 18 copii. In fact, an older brother named John died. De fapt, un frate mai mare pe care îl chema tot John murise. And they recycled the name. Și au reciclat acest nume. And so he grew up in a famous story when he was 7 years old. In a famous story. Story. About him. Da. Deci cunosc o întâmplare foarte renumită despre el când era foarte mic. The house that they lived in caught on fire. Casa în care ei locuiau a luat foc. And all the children rush out. Și toți copiii au alergat afară. And the mother's counting 1, 2, 3, 4. Și mama a început să numere 1, 2, 3, 4, 5. John is still inside. Nu sunt toți. John este încă înăuntru. Staring out of a second-story window with the flames coming around him. Și el era undeva la etajul 2 și flăcările veneau în jurul lui. And they rescued him just in time. Și l-au salvat din incendiu chiar la timp. And the mother remembers a verse from Zechariah. Și mama lui John Wesley își aduce aminte de un verset din Zaharia. About a brand plucked from the burning. Despre acel lăstar care este smuls din foc. And she said, God has something special for my son. Și mama lui John Wesley zice atunci, Dumnezeu are ceva special pentru băiatul meu, John. So John Wesley went to Oxford. John Wesley s-a dus la Oxford. Along with his brother Charles. Împreună cu fratele lui Charles Wesley. And other friends, for example, George Whitefield, if they know that name. Și alți prieteni, dacă ați auzit de George Whitefield, un alt mare predicator de pe vremea aceea. And they were very serious about holiness. Și băieții aceștia erau foarte serioși cu privire la sfințenia lui Dumnezeu. Erau serioși în studiu biblic, rugăciune, post. And they would go and minister in the jails and the prisons. Mergeau în închisori, mergeau să vorbească celor închiși. And the other students made fun of them. Și ceilalți studenți râdeau și își băteau joc de ei. And they called them the Holy Club. Și i-au intitulat Clubul celor Sfinți, Sfinții. Called them Bible moths. So like moths are drawn to a flame, they were drawn to the Bible. Îi mai numeau molii ale Bibliei, cum sunt molile atrase de lumină, băieții ăștia erau atrași de Biblie. But the name that stuck. Dar numele care a rămas a fost faptul că îi numeau și metodiști. Pentru că băieții ăștia aveau o metodă de a căuta sfințenia și mereu își urmau metoda lor propusă. Și John și Charles, fratele lui, s-au decis: noi vrem să fim misionari. Și s-au dus în Georgia, în statul Georgia. Și au eșuat lamentabil. John Wesley was there in his suit and his collar trying to speak to the Indians, and it did not go well. John Wesley s-a prezentat cu costumul lui, cu cravată, și indienii din Georgia acolo, deci nu i-a mers bine, n-a abordat problema bine. And he fell in love with a girl. Dar s-a îndrăgostit de o fată who was the niece of the governor. Care era nepoata guvernatorului. And one weekend she snuck away and married another man. Dar într-un weekend anume, ea a fugit și s-a căsătorit cu un alt bărbat. And after the wedding, și după nuntă, they came to church, au venit la biserică, and they came up to take the Lord's Supper. Și au venit ca să ia masa Domnului. And John Wesley said, no. Și John Wesley a spus nu. Not until you repent, I've been wronged. Nu până când nu vă pocăiți, pentru că m-ați înșelat. And he went back to England ashamed. Și s-a întors în Anglia rușinat. And he's walking in London. Și merge pe străzile din Londra. On a Sunday night. Este o duminică seara. Și intră într-o biserică. Și pastorul plecase. Și se ridică un om din biserică în picioare. Și zice: în seara aceasta vreau să vă citesc prefața unui comentariu la Cartea Romani, scrisă de Martin Luther. While this layman reads the preface to a commentary, și în timp ce acest laic citește prefața la un comentariu, John Wesley says, I felt my heart strangely warmed. John Wesley spune: am simțit cum inima mi se încălzea într-un mod foarte straniu. And I knew that even I had been forgiven. Și mi-am dat seama și am știut că eu, chiar și eu, până și eu am fost iertat. Și am știut că Dumnezeu își găsea plăcerea în mine. Și pleacă de acolo și începe să studieze cu o grupare numită Moravienii, vom vorbi despre ei imediat. Se întoarce în Anglia. And he says to a friend of his named George Whitefield. Și spune unui prieten de-a lui pe nume George Whitefield. I'm back. I want to do the ministry. M-am întors. Vreau să fac lucrarea. And his friend says, oh, I have a ministry among the miners. Și prietenul lui spune: știi ce? Eu am o lucrare printre mineri. And at 5 in the morning, I preach to them before they go into the mines. Și la 5 dimineața predic pentru mineri înainte să intre în mină. Come tomorrow morning. Vino mâine dimineață. And you'll be amazed at the preacher. Și vei fi uimit de predicator. So John Wesley comes the next morning. Și John Wesley vine a doua zi dimineața. And his friend's not there. Și prietenul lui nu este acolo. But he left a note. Dar a lăsat un bilețel. You're the preacher. Tu ești predicatorul. Surpriză! John started preaching. Și John a început să predice. And this began one of the great preaching ministries in the history of the church. Și cu acest eveniment a început una dintre lucrările de predicare cele mai deosebite din istoria bisericii. 250,000 miles. 250.000 de mile. Up and down England. Atât a călătorit, atât a străbătut el în toată Anglia. For the last 40 years of his life, he wrote a book per year. În ultimii 40 de ani de viață, John Wesley a scris câte o carte în fiecare an. Magazines, tracts, sermons. Reviste, tractate, predici. Oftentimes facing persecution. Foarte adesea a fost în pericol de prigoană. One of the first to have an open-air evangelistic ministry as opposed to doing it in church. A fost unul dintre primii care a ținut o evangelizare în aer liber și nu în biserică. And not only did he preach and lead to conversions. Și nu numai că a predicat, nu numai că a adus oamenii la convertire și i-a condus la Hristos. He organized them into small groups. Dar John Wesley i-a organizat pe oameni în grupe mici. So that even after he left. Și chiar și atunci, după ce el pleca de acolo, dintr-un loc anume, vroia ca ei, în grupele acelea mici, să se întâlnească în continuare, ca să se roage, să studieze Biblia și să aibă părtășie. Și acestea sunt rădăcinile metodismului. De aici s-a născut mișcarea metodistă. Wesley este un mare model de zel, de râvnă și pasiune pentru evangelizare. But he was not a great theologian. Dar nu a fost un mare teolog. And he gave us a very unique view of the Christian life. Și din cauza aceasta, de la John Wesley avem o opinie foarte unică despre viața de credință. That when you are converted, și anume, you are justified. El a spus așa: în momentul convertirii ești îndreptățit. But then you need to seek and you begin growing a little bit. Și începi să crești puțin în credință. But then you need to seek a second post-conversion work of the Holy Spirit. Și apoi Wesley a spus că trebuie să cauți o a doua lucrare a Duhului Sfânt post-convertire. That lifts you up to the higher Christian life. O experiență după convertire care te înalță la un nivel mai mare în viața de credință, pe care el a numit-o perfecțiunea fără păcat or perfect love, sau dragostea perfectă. Suntem noi fără păcat? Ce spune 1 Ioan 1:9? That we have to confess our sins, that we lie or so. If anyone says that he has not sinned, he is a... În primul capitol Ioan spune: dacă zice cineva că nu are păcat, este un liar, mincinos. So how could he say this? Și ne întrebăm, cum a putut John Wesley să spună lucrul acesta? Redefinind păcatul. El a zis: păcatul este neascultare intenționată. Un lucru pe care îl planific dinainte. Și el credea că noi, ca și credincioși, putem să ne maturizăm, să ajungem într-un stadiu în care să nu mai planificăm dinainte, în mod intenționat, să păcătuim. Dar cred că ideea lui nu este nici biblică și nici practică, nu se dovedește a fi adevărată. Dar asta era învățătura metodiștilor. And I'm tempted to follow the story in a little bit, and we'll see how this relates to Pentecostalism. Și sunt foarte tentat să vă spun povestirea care urmează de la această idee și se leagă foarte mult de Pentecostal. But first a story. Dar mai întâi întâmplarea. About a Methodist pastor who was arguing with another pastor about this doctrine. Este vorba de un pastor metodist care se ceartă cu un alt pastor cu privire la această doctrină. And as they're talking, a gust of wind blows the Methodist hat off into a pile of mud. Și în timp ce se ceartă, vine o rafală de vânt și îi ia pălăria și o aruncă într-o groapă plină cu noroi, într-o baltă, și omul care nu mai are pălărie înjură. Și își pune pălăria înapoi în cap și continuă să vorbească despre perfecțiunea fără păcat. Și celălalt pastor spune: scuză-mă, te rog, ce a fost? Ce am văzut eu aici? Zice: a fost un accident, ăsta n-a fost păcat, doar un accident. Pentru că n-am intenționat să fac lucrul acesta. Methodism grew very fast in America. Mișcarea metodistă a crescut cu rapiditate în America. It was the last major denomination to come to America. A fost ultima denominațiune mare care a ajuns în America. And it was the first to reach 1 million members. Și a fost prima dintre toate denominațiunile care a ajuns la cifra de 1 milion de membri. Because of the evangelistic zeal of the Methodists. Și de ce s-au înmulțit atât de mult? Pentru că metodiștii au dat au arătat o râvnă evanghelistică deosebită. Și în secolul al XIX-lea, în anii 1800 și ceva, în cadrul mișcării metodiste, s-a născut o mișcare care se numea Mișcarea de Sfințenie. We've been talking too much about conversion, salvation. Și oamenii aceștia ziceau, până acum am vorbit prea mult despre momentul convertirii, am bătut prea mult pe momentul mântuirii și îndreptățirii. We need to start emphasizing holiness, the second work. Trebuie să accentuăm altceva, sfințenia, a doua lucrare. And this second work și a doua lucrare despre care vorbeau aceștia a fost numită de către succesorul lui John Wesley, un om pe nume Fletcher, botezul cu Duhul Sfânt. Sau botezul Duhului Sfânt. Și acum, în aceste cercuri metodiste sfinte, exista acest accent care creștea din ce în ce mai mult și oamenii erau învățați. Trebuie să fii mântuit, dar după aceea trebuie să ai partea de o experiență de sfințire. Trebuie să te naști din nou, dar după nașterea din nou vine botezul. Și după aceea, această mișcare sfântă au adăugat un al treilea pas. Trebuie să fii mântuit, trebuie să fii sfințit, și după aceea au spus ei, o a treia etapă, să fii împuternicit pentru lucrare. Botezat de Duhul Sfânt. Și deja suntem în anii 1890, când ai venit ideea aceasta. În Missouri, în Kansas, undeva în mijlocul Americii, fiul unui metodist, un om pe nume Charles Fox Parham, a început ca un predicator itinerant și după aceea a pus bazele unui colegiu biblic în statul acesta. Și merge în Maine, într-un alt stat, la o conferință biblică. Și învățătorul de acolo afirmă, Isus se întoarce. Și înainte să vină, El o să permită vorbirea în limbi ca prin vorbirea în limbi să aibă loc evangelizarea rapidă a globului. Și Charles Fox Parham se întoarce la studenții lui și este în anul 1900 de Crăciun. Și el zice studenților, suntem toți de acord. Trebuie să fim salvați, trebuie să fim sfințiți, trebuie să primim putere. Trebuie să ne naștem din nou. Trebuie să ne aducem trupurile noastre ca jertfă vie. Și trebuie să fim botezați de Duhul Sfânt. Dar întrebarea se pune, care este semnul că am fost botezați cu Duhul Sfânt? Și le-a spus studenților, studiați Cartea Faptelor. Și peste o săptămână mă voi întoarce și vreau să-mi spuneți ce ați găsit. Și se întoarce la ei și îi întreabă, ce ați descoperit, care e semnul? Și ce îi răspund studenții, care să fie semnul botezului cu Duhul Sfânt? Ei îi răspund, vorbirea în limbi este semnul. Și încep să se roage cu toți, ca Dumnezeu să le dea aceasta. Și pe la ora 11 noaptea, pe 1 ianuarie 1901, o femeie mai în vârstă, pe nume Agnes Osman, începe să vorbească în chinezește. Timp de 4 zile, femeia asta nu vorbește nimic decât limba chineză. Și în aceeași noapte toți încep să vorbească, dar limbile vorbite de ei erau cunoscute, limbi cunoscute în alte părți ale lumii. Și este important să ținem minte acest amănunt pentru că limbile aveau un scop. Ei credeau că Dumnezeu le-a dat abilitatea să vorbească în limbi cunoscute în alte părți ale lumii, pentru ca să meargă în aceste părți ale lumii, să răspândească Evanghelia și în felul acesta revenirea lui Hristos era grăbită. Ei nu le-au învățat. So they didn't learn the languages beforehand. No. No. That was the gift and that was the reason for the gift according to them. Deci, acela a fost darul. Not even at the Babel Tower. They didn't learn it beforehand. Yeah, no. They knew them. As it so happens, după cum s-a întâmplat, there were many Chinese people living in Topeka. Erau foarte mulți chinezi care locuiau în Topeka, această localitate. Și oamenii i-au adus copii după limba chineză pe care o vorbea femeia aceasta. Și ziceau, ce zice? Și răspunsul era, nu vorbim japoneză. Deci, fraților, nu era chineză. And in fact, none of them were known human languages. Și de fapt, niciuna dintre limbile vorbite de ei nu erau cunoscute nicăieri în lume. But they didn't realize that at the time. Dar acest grup de oameni nu a realizat acest lucru atunci. For the first 7 or 8 years of this movement. Și pentru primii 7 sau 8 ani ale acestei mișcări, toți credeau că aceste limbi care li s-au dat erau cunoscute, erau limbi și dialecte. Și învățătura aceasta cu privire la limbi s-a schimbat numai atunci când anumite persoane bine intenționate s-au urcat pe vase, cum era pe vremea aceea, și s-au dus într-adevăr în aceste țări diferite. Și și-au dat seama că limba pe care o primiseră ei nu se vorbea în țara respectivă. Ceea ce cred personal că a fost o mare descurajare pentru ei. Da. Deci, deocamdată facem vorbirea în limbi în istorie și după aceea ne întoarcem la Biblie să vedem ce spune Biblia despre vorbirea în limbi. Dar dacă ca și istorie, vorbind, avem întrebări până aici. De când au început să-și traducă limbile pe care le vorbeau? When did they start to translate their own languages? You mean having interpreters and such? As in themselves? Like, adică ei personal să-și traducă themselves, like somebody speaking in a tongue and then they themselves. That's what they do today. Yeah. That's not the normal practice, and it wasn't practiced back then. Deci, în istorie nu a fost această practică comună și nu este. Deci nu se practica traducerea de către ei înșiși. Pentru că în 1 Corinteni, acolo 12, avem ierarhie și spune because in 1 Corinthians 12 it says that, but it needs to be interpreted. But today, I've heard of people who speak and translate themselves. It's not so something. It's like it's as if you spoke in Romanian, you know, and then you interpreted yourself. That's not the biblical pattern. Deci nu acesta e modelul biblic care se practică acum. Și nu numai că nu e biblic, nu e nici istoric. Deci în istorie nu s-a practicat așa ceva. Charles Fox Parham began traveling, teaching this new theology. Acum, acest om, Charles Fox Parham, a început să călătorească și să propage această nouă învățătură despre vorbirea în limbi și botezul cu Duhul Sfânt. Și a ajuns până la urmă în Houston, în Texas. Și a început să predea într-o clasă. Și undeva, în hol, stătea fiul unui fost sclav care a fost eliberat, care era de culoare și pentru că încă America nu era deschisă, era rasismul și el stătea acolo pe culoar. And his name is William James Seymour. Și numele lui este William James Seymour, who is generally considered the most influential black Christian of the 20th century. Despre care se consideră a fi creștinul cel mai influent de culoare din secolul 20. So he listens from the hallway. Acest William stătea în hol și ascultă. And he comes to believe this teaching. Și el crede învățătura despre botez și vorbirea în limbi. But he doesn't experience it yet. Dar nu o experimentează încă. And he's invited to come be part of a church in Los Angeles. Și este invitat să meargă la o biserică din Los Angeles, să facă parte din ea. Merge. And he preaches in the morning service about this message. Și predică duminica dimineață acest mesaj pe care l-auzise. Și când se întoarce seara acasă, there's a padlock on the door. Este ca o încuietoare pe ușă. And they didn't let him back in. Și nu l-au mai lăsat să intre. So he stayed with some friends in Los Angeles. A rămas la niște prieteni în Los Angeles. And they began praying for this experience. Și împreună a început să se roage ca să aibă această experiență de vorbire în limbi. And in April of 1906. Și în anul 1906, în aprilie. I just pointed the name. Azusa. Nu mai țin minte un nume, zice fratele. Numai unul. Azusa. In this house they begin to experience the speaking of tongues. În casa acestui Azusa au început să experimenteze vorbirea în limbi. And then they moved to a church on Azusa Street. Și după aceea s-au mutat într-o biserică de pe strada Azusei. And for the next 3 years. Și în următorii 3 ani. There's revival going on 7 days a week. Este o trezire mare timp de 7 zile pe săptămână. Și oamenii de peste tot din țară vin acolo și din alte țări să vadă cu ochii lor, să învețe cum să vorbească în limbi și să experimenteze acest fenomen. Și după aceea să ia experiența și să se întoarcă acasă cu ea. Și în felul acesta, foarte rapid, mișcarea penticostală s-a răspândit în toată lumea. The first Pentecostal denomination is the Assembly of God. Prima denominațiune penticostală s-a numit Adunările lui Dumnezeu. Așa a fost intitulată. Pentecostalism is different than the charismatic movement. Trebuie să știți și să faceți distincția între mișcarea penticostală și mișcarea carismatică. Nu e unul și același lucru. The charismatic movement. Mișcarea carismatică începe în momentul în care această experiență a darurilor de vorbire în limbi intră în denominațiunile principale. And it's interpreted within the theology of that denomination. Și este interpretată în cadrul teologiei denominațiunii respective. So in 1959, și așa se face că în anul 1959, at an Episcopal church in California, la o biserică episcopală din California, the pastor begins speaking in tongues. Pastorul de acolo începe să vorbească în limbi. And then in 1967, și în anul 1967, a group of theology professors, Roman Catholic, un grup de profesori de teologie romano-catolici din Pittsburgh begin to speak in tongues. Încep să vorbească în limbi. And in the next several years, și în următorii câțiva ani, every major denomination, în fiecare denominațiune majoră, a existat un grup de oameni, o grupare de oameni în cadrul ei, care încep să creadă în continuarea acestui dar de vorbire în limbi, acest semn. Baptist, Presbyterian, Anglican, și gruparea aceasta se regăsește în biserica baptistă, presbiteriană, anglicană, în toate denominațiunile majore. Fără sau cu? We accept the brethren. You think, you credeți voi, dar nu știți voi. Credeți că la creștini după Evanghelie nu a fost. Pentru că în denominațiunile mai conservatoare acest fenomen nu are loc duminica. But in small group Bible studies. Dar în grupe mici unde se fac studii biblice. Or between a husband and a wife. Sau între un soț și o soție, deci în relația lor și când se roagă împreună, sau poate cineva se roagă personal și își dorește să aibă această experiență. Biserica noastră din Denton, noi nu credem în continuarea acestui dar de vorbire în limbi ca semn al primirii Duhului. Dar eu personal cunosc mulți oameni de la noi din biserică ce cred în acest lucru și chiar îl practică. Da? Deci se poate. Private. Yeah. Charismatics. Yeah. Closet charismatics. What? Will you give us a personal view on this? Da, dar deci a spus că din Biblie va vorbi despre asta. First of all, the helpful place to begin is 1 Corinthians 14. Un loc care ne ajută foarte mult este 1 Corinteni 14, locul de început. He says, "Oh God, praise the Lord." And I think maybe our brother here with a strong voice of conviction. Da, avem nevoie aici de un frate cu o voce puternică, convingătoare, să citească. Mai întâi de toate, vreți să luăm o pauză acum? 2 minutes. Okay, let's take a quick break and we'll come back. Scurtă, da, că e prea bun subiectul.